În această dimineață, cadavrul unui om fără adăpost a fost găsit într-un canal de acces la rețeaua termică a municipiului. Descoperirea macabră a fost făcută de câțiva angajați ai Regiei Autonome Municipale veniți în zona Muzeului Județean pentru a verifica o posibilă pierdere de agent termic. Numai că au descoperit trupul fără viața al unui om fără adăpost. Echipa operativă a început căutarea și depistarea neetanșeităților. Când a deschis capacul la acest cămin, a văzut că există o persoană moartă și am anunțat dispeceratul și mai departe organele abilitate. Locatarii din zonă recunosc că văd frecvent astfel de persoane adăpostindu-se în canalele din jurul blocurilor, dar nu au ce face în afară de a sesiza uneori organele abilitate. Îi văd mereu despre la gunoi, au adun toate sticlele de băutură, beau. Acolo iarna când e fric să adăpostești acolo. Da, dar îi mai izgonești locatarii de aici, nu dorm de obicei, nu dorm așa. I-am mai văzut, că dacă noi suntem zilnic aici, i-am mai văzut, au mai fost și la un bloc mai încolo, i-au izgonit, au chemat poliția, i-au izgonit de acolo, au venit pe urmă aici la blocurile 6, i-au chemat poliția, i-au izgonit, dar n-ai ce să le faci, nu... Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, care au ajuns la fața locului, au scos trupul neînsuflețit pentru a fi transportat la Serviciul de Medicină Legală. Din mărturiile celor prezenți, reiese că persoana ce s-a adăposta în canal prezenta arsuri, iar spațiul în care a fost găsită era plin de fum înnecăcios. Cauzele exacte ale decesului vor fi stabilite ulterior. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a fost solicitat să intervină pentru degajarea unei persoane dintr-un canal tehnologic de termoficare. La fața locului s-a deplasat echipajul de căutare salvare, care a acționat pentru scoaterea unui bărbat care, din păcate, era decedat. Deși practica oamenilor străzii de a se adăposti în canalele de termoficare pe timpul iernii este una bine cunoscută, directorul RAM Buzău lasă impresia că accesul în aceste zone nu este unul facil. Modul cum au fi ajuns, de obicei spune că au găsit și cu chei acest tip de oameni, deci fără adăpost, și au făcut chei, au intrat aici datorită temperaturii de sau adăpostii de frig și probabil că a fumat, ce s-a fi întâmplat, nu știu, că a luat foc căminul. În această perioadă, buzoienii care observă oamenii ai străzii adăpostindu-se în canale sau scări de bloc le pot recomanda acestora să meargă la centrul de zi și de noapte din municipiul Buzău.